Bună ziua! Sunt Codruț Gabriel Morariu. Astăzi vă propun să le cunoașteți pe două dintre prietenele mele, întrebarea și exclamarea. Ele sunt mereu alături de mine și încearcă să mă ajute să găsesc cea mai potrivită intonație pentru ceea ce doresc să transmit. Când eu rostesc "Se apropie toamna", întrebarea intonează "Se apropie toamna?", iar exclamarea anunță "Se apropie toamna!". Pentru a marca în scris schimbarea intonației atunci când ele intervin, cele două prietene și-au ales câte un semn special. Astfel, întâlnim semnul întrebării și semnul exclamării. Continuând discuția despre toamnă, eu rostesc "Pleacă păsările călătoare". Exclamarea anunță "Pleacă păsările călătoare", iar întrebarea intonează "Pleacă păsările călătoare?". Când exclamarea anunță "Frunzele copacilor se veștejesc", întrebarea intonează "Frunzele copacilor se veștejesc?", iar eu rostesc "Frunzele copacilor se veștejesc". Când întrebarea intonează "Plouă mai des?", exclamarea anunță "Plouă mai des?", iar eu rostesc "Plouă mai des". Vă propun acum un joc de rol care se numește Intonația potrivită. Formați echipe de 3 jucători. Pregătiți cartonașe cu semnul punct, semnul întrebării și semnul exclamării. Așezați cartonașele pe masă cu fața în jos, iar apoi luați fiecare câte unul. Acela dintre voi care a ales cartonașul cu semnul punct va rosti o propoziție despre anotimpul preferat. Fiecare dintre ceilalți jucători va repeta propoziția, schimbând intonația funcție de semnul înscris pe cartonașul ales. Apoi, schimbați cartonașele între voi, rostind propoziții despre anotimpul ales la începutul jocului. În a treia rundă a jocului, fiecare participant va primi cartonașul pe care nu l-a avut în etapele anterioare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!